Salutare, bine ați venit la Terra România, eu sunt Alex și astăzi jucăm Legends of Runeterra. După cum am spus în ultimul clip, Legends of Runeterra este un TCG publicat de către Riot Games și eu am jucat foarte mulți ani Hearthstone, dar de data aceasta o să jucăm un alt fel de joc și cred că o să vă placă. Am ceva reward-uri care trebuie să le iau, de exemplu acest cufăr, cărți noi, așa, și 355 de sharduri și login rewards, claim. Ok, o să jucăm direct un joc, o să dăm versus player. Jocul este destul de diferit comparativ cu Hearthstone, dacă ați jucat alte jocuri, cum ar fi Magic the Gathering sau chiar Yu-Gi-Oh! O să vă explic un pic. Motivul principal este să îți distrugi adversarul, să-i distrugi punctele de viață. În acest caz trebuie să-i distrugem The Nexus. O să jucăm cu Death and Spider. Aceste trei pachete sunt date de către joc, nu le-am făcut eu. Deci, jucăm rank, de ce nu? În ultimul timp am devenit foarte curios despre lore-ul din acest joc. Jocul, dacă nu știți, este legat cu alt joc popular de la Riot Games, și nume League of Legends. Cred că ați auzit toți de League of Legends. Și chiar este interesant, mă gândesc să fac povești din Runeterra, deși clipurile oficiale chiar așa se cheamă, povești din Runeterra. Și mă tem să nu fie ceva copyright sau să fie ceva legal. Deci, o să mă gândesc dacă o să le denumesc Legends of Runeterra sau, nu știu, povești din Runeterra. Acum trebuie să înlocuim aceste 5 cărți, fiindcă au foarte multă mana, asta de aici este mana. Dăm replay la toate. Ca și în Hearthstone, încep cu 1 mana și avansez progresiv. Aici este de Nexus cu 20 viață. Noi momentan vom sumona o carte, de exemplu acesta este un minion, aici e atacul și aici e viața. Ia să sumonăm. În timpul unei ture poți sumona sau poți ataca, poți face una dintre cele două lucruri. De exemplu, acum o să atacăm și el nu are cu ce bloca, deci atacăm și o să-i luăm din viață. Cred că e cea mai cute chestie pe care am văzut-o. Ok, deci am tras un spell și am putea să dăm drain one from a unit to summon a spiderling. Deci spiderling. Dar cred că o să de fapt da. Ne apare un minion. Ia să dăm și un nou. 2. Ok. N-a fost o mișcare destul de bună, dar ia să și atacăm. Clar, o să pun aici ca să-l nu a blocat. E tura mea. De fapt e tura lui. Rom is on the job. Ok. Ia să vedem. Won't get past me. Ok, ăsta nu poate bloca. Mm.
să-mi dea destul de mult damage dacă stau și mă gândesc. Dar nu am ce face. Ok. Stun and enemy. Ia să vedem... Am avea o șansă să câștigăm, dar este destul de mică, aș putea spune. Ok. Clar era un pachet destul de bun. Remember your lessons? Teach me again, just to be sure. Așteptăm stun. Ok. Tura lui. Nu-i nimic, o să mai jucăm unul. E la început, ce vă spune. Ia să dăm continuă. Hai să jucăm de data aceasta cu buff and buff. De obicei trebuie să-ți faci un pachet destul de bun ca să joci rank, fiindcă clar poți prinde jucători care au pachete destul de bune. Cum ați văzut și în situația de față, nu am mai avut nicio șansă. Ce mie mi-a plăcut tot de la Riot este cum se cheamă, că am și lapsus acum, hai să înlocuim astea două. Valorant, așa. Este chiar bun. Dacă ați jucat Counter-Strike este foarte similar, nu mai știu de data că ai spell-uri și ai eroi foarte diferiți. Ok, deci am o mână destul de bună, ce-a spune? Îl chemăm pe Vanguard. Vanguard. Și ia să atacăm. Fiindcă nu am ce bloca. Tura mea. Faptul cum e tura lui. This round. Tales of our past are seeds for our future. Yes. Damage la asta. There it is. Și următoarea tură o să atacăm. Count to 14.
N-a murit. Stand strong. No regrets. E tura mea. Strength in grace, beauty in the blade. Sper să nu aibă niciun răspuns, fiindcă... I am the blade in the darkness. Ia să... Tell me where to aim. Clar o să-mi blocheze cu ăsta. Dar ce să faci? Nu a blocat. An ally and an enemy strikes each other. Asta e o bună, o carte foarte bună. O să aleg să-l atace pe asta, probabil. I-am dat salut? Ready! Ok. A Demacian soldier is worth 10 foes. Act natural. I got you. Ok. Into darkness. Quietly now. Pura mea acum. This one shows bodies. Uncle, it is good to see you. Traditions are lost if not passed on. Just need a target. Run them through. I will teach you. Era deșteptat. Aș avea șanse să-l bat, dar vedea. Ok. Ia să vedem. I stand for Noxus! So take the chill off. I know a way. Chase them down. Oh.
my opponent. Ia să vedem cu ce mă poate bloca. Clar pe asta, cu asta o să-l pună probabil și pe ăștia doar. No one will remember you. Nu poate. Da, poate. Don't want any trouble. It's too late for you. Avea o șansă, 4. Oricum destul de strâns meciul, dacă stau și mă gândesc, cel puțin ok. Suntem hit la Nexus. Doar ceva, să-i dau damage direct, nu știu. Time for a leap of faith. Approaching the battlefront. Da. Clar are și mai multe cărți. Acum așa sunt eu. Cum îl pot bate? Clar trebuie să-mi fac alte pachete, fiindcă acesta nu este chiar așa de bun. The world waits, begging for dominion. Ok, hai să punem asta. Tura oponentului. Quietly now. If I fall, so be it. Let's take this out, Sam. You call that sneaky? Să vedem ce rewards mai am. Epic capsule. Ok. Da, foarte bune cărți. După cum am spus, nu joc de foarte mult timp. Să vă arăt un pic și ce cărți am, dar vi-l recomand din toată inima, fiindcă este un joc chiar bun și
Chiar foarte plăcut. Eu sunt Alex și încă o dată, dacă v-a plăcut acest clip, spuneți în secțiunea de comentarii și probabil o să mai postez. Până data viitoare, salut!